शनिवार चली विदाई हो। Inteligența fină a realizatorilor acestor film, acești copii unați văzându-i, sau marelui actor pe care eu îl iubesc din copilărie, domnul Marcel Iureș, va trebui să mă gândesc, vă felicit din toată inima pentru un spectacol de gală într-o limbă română extraordinară. Felicitări! Bună seara! Și eu sunt copleșită de acest film, încă se că se și simte. Este un fantastic, este frumos. Domnul Marcel Iure, eu din copilări țininte, conform l-am văzut în micro, la Casa de Cultură la Cluj. Copiii aceștia au fost foarte, foarte bine interpretat, foarte bine, să de cât și Eric. Am avut impresia în film că acest Eric, adică Octav din copilărie, urmărește evoluția lui cel mare când la vârsta care respectivă din film. Mi s-a părut foarte bine reprezentată această asemănare. Fetița este un copil, o tânără, de-a zilelor noastre, cu masă, tântătoare, și imagine din film,
care este, sunt foarte bine realizate și filmul a început, aș spune, și la sfârșit, imagini minunate de primăvară care dă suflet în muzeul sufletului. Revenciuc este la fel, care pe vremuri îl asemenam cu Jean-Paul Belmondo. Iar de Marcel Iureș, studente fiind, eram aproape toate îndrăgostite, așa că sunt de acord cu Alex, da, cu Ana. Aș vrea să mulțumesc domnul Dividache pentru acest film. Și am citit despre domnul Olivier că a fost prietenul dumneavoastră și ați lucrat împreună la acest scenariu. De asemenea, coloana sonoră și, mă rog, toată echipa. Eu cred că de acest care nevoie, măcar o dată, adică în viața noastră, acest film prin tot ce spune ne-am oprit la fiecare secvent, că fiecare să spune ce, nu mai continui să dau cuvântul și altor spectatori. Mulțumesc. Vreau să știu numai simplu de ce a inspirat filmul. Ce a inspirat să alegeți subiectul acesta. Mulțumesc! Bună seara! Eu am fost alături de părinți mai bătrâni și oameni mai bătrâni și era foarte aproape de tatăl meu și cumva contrastul ăsta între bătrânețe și el povestind niște minute din tinerețea lui, m-am interesat la concept de timp foarte devreme și m-am fascinat cum intrăm în, sau pierdem accesul ăsta și inocența asta în vârstă. Și contrastul ăsta între bătrân și tiner. Și l-am propus cu James când eram adolescent, să încercăm ceva și a durat 2-3 ani să-l scriem bine și a durat încă 30 de ani să ajungem aici, deci a fost ceva. Thank you.
realizat. A fost o super experiență. Să am onoarea să joc cu Marcel Iureș, pentru că am învățat foarte multe și pur și simplu m-am bucurat când am luat replică și când am aflat că am luat rolul. Deci a fost cea mai bună experiență. Legat de filmări, am filmat în Câmpul Mușcel, la Vila Golescu. De asemenea, am avut interioare în studiourile Buftea. Faze interesante de la filmare, ne poate spune domnul Marcel Iureș. Și după aia ți-a dus în limba română, la care
mare lucru. Înseamnă că am avut o legătură cu natura. Răbiuța aceea sau ce era, pițigurii, pitilice, copac, a stat să o filmăm. Serios. Bine, după aia am animat o CGI și tot felul de șmecherii din astea tehnice, dar ea a stat. Ne-a plăcut de noi. Da. Și după aia am filmat noi în pădure, undeva într-o pădure, lângă Giurgiu, nu? Lângă pădure. De ce octav? Cred că puteți să găsiți răspunsul asta, nu? Sau? Explicația sunt întotdeauna mai sterilă, așa. Nu știu, mi se pare. Sau doriți să știți. E o paralelă, o mică paralelă cu muzică și are și 80 de ani, sau 80 plus de ani. Și de acolo pornește, dar nu e ceva prea dezvoltat. Dar deja e un început. Și mai e o explicație care mi s-a aplicat mie. Deci, pe diriginta mea o cheamă Octavia. Așa că, normal, trebuia să-l cheme Octavia.